La mulți ani vă spunem. Știm că sunteți sărbătorit astăzi, împliniți o frumoasă vârstă, am venit să vă felicităm. Noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași și cineva care vă iubește nespus de mult ne-a trimis cu o surpriză. Din partea cui credeți că vine această frumoasă surpriză? Vă iubește mult familia. Noi avem pentru dumneavoastră și un mesaj, un mesaj care vine cu cel mai mare drag și spune cam așa: dragul nostru soț, tată și bunic, îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-o oferi, pentru educația pe care ne-ai dat-o și pentru grija și gingășia ta pe care ne-o oferi tot timpul. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere pe drumul ce urmezi. Nu învăța cum să ne purtăm, cum să vorbim, cum să avem succes în viață și să purtăm cu onoare numele Tău. Datorită Ție, noi ne-am acoperit lipsurile pe care le aveam. Ne-ai astupat găurile din inimile noastre și ne-ai dat speranță, înțelepciune și credința să fim cinstiți. Îți mulțumim pentru că ne-ai arătat cum trebuie să fie un tată iubitor, un soț devotat și un bărbat onest. Cum trebuie prețuită familia și ce sacrificii trebuie să faci în viață pentru a fi împlinit. Dar când spun împlinit, nu mă refer la case, mașini, ci la acele lucruri pe care le ai. Însă nu le poate cumpăra nimeni cu bani. Iubirea, înțelegerea în familie, respectul, devotamentul și necunoștința. De ziua ta, nepotul tău Lucas, copiii Alexandra, Cosmin și iar Cosmin, dar și nelipsita ta soție Gabi, îți doresc sănătate și zile multe de la Dumnezeu. În sufletul tău să fie pace, inima să-ți fie voioasă, să te bucuri alături de noi, iar grijile să te ocolească. La mulți ani, te iubim, Radu. Noi vă spunem încă o dată la mulți ani, sănătate multă și acum dacă și dumneavoastră ați avea câteva gânduri pentru ceilalți, să ne transmiteți mesajul. Emoții. Am emoții, că... Da. Cum cei ce te iubesc își rezumă de tine, da? Da. Familia. Ia-mi vorbit. Nu, poți să deși vorbim. Iubesc, mă. Să știți că acum o să ne ștergem lacrimile, pentru că noi avem și o melodie pentru dumneavoastră. Și am să rog invitații să vină aici, mai aproape de dumneavoastră, să petrecem împreună. Viață, floare scumpă, dragă mi-e, dar tare scurtă. Scurtă e și trecătoare și rău inima mă doare. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 50
mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Așa, hai Doamne, cu bine ar fi, dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 50 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Nu aș vrea să-mi fac păcate, Dumnezeu le dă pe toate. Că ce vrei, Doamne, cu bine, nu mai ca să-mi fie bine. Vai, Doamne, cu bine ar fi, dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 50 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Vai, Doamne, că bine ar fi, dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 50 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Frumoasă copilărie, tot așa ar vrea să fie. Aș da lumea asta toată, să mai fiu tânărodată. Hai, Doamne, că bine ar fi, dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 50 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Hai, Doamne, că bine ar fi, dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 50 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. La mulți ani încă o dată, sănătate multă și numai bucurii în viață din partea copiilor și a nepoților. La mulți ani!